jurnaliști, concetățeni, dragi colegi, bună dimineața! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru interesul manifestat și pentru posibilitatea de a comunica publicului larg evenimentele care se vor desfășura în cadrul festivalului tradițional de muzică, Festivalului Internațional Mărțișor, a 58-a ediție, care, iată, în câteva zile va începe. Și pentru că în Moldova primăvara nu este doar un anotimp, ci este vremea când ne prindem în piept mărțișoare, în semn de renaștere, în semn de înviere, în semn de topirea ghețarelor și răzbaterea prin acest ghețar a firului firav de floare, de nou, mărțișorul a devenit un simbol, de fapt, care ne reprezintă cultural. Festivalul Mărțișor este cel mai mare și cel mai vechi festival de muzică din Republica Moldova. Prima ediție a acestui festival a avut loc în anul 1966 la Filarmonica Națională Serghei Luchievici din capitală. De atunci, de aproape 6 decenii, Festivalul Mărțișor vine să bucure publicul cu nume notorii ale muzicii din Moldova și din întreaga lume. Iar Chișinăul, prin acest festival, devine, pentru un scurt timp, o capitală, un centru cultural internațional. Mă bucur că an de an reușim să perpetuăm această tradiție. Mai mult, Mărțișor a crescut și s-a transformat într-un eveniment care a depășit cadrul marelor scene din capitală și s-a extins în întreaga Moldovă. Fapt care ne-a inspirat pentru unul din genericele actuale ediții, care sună: vine, vine primăvara, Mărțișor în toată țara. În acest an, Festivalul Mărțișor vine cu mai multe noutăți. Înainte de toate, avem o proaspătă imagine grafică prin care suntem invitați să celebrăm împreună magia primăverii, îmbinând tradiția și modernitatea. Rog colegii să arătăm la ecran. Da, iată, aceasta este noua viziune grafică. Vă rog să reveniți la viziunea grafică. O altă noutate ține de geografia spectacolelor. Pentru prima dată, acestea vor ajunge în toate cele 38 de raioane ale țării. De-a lungul întregii luni martie, în fiecare zi, cu sprijinul Guvernului și al Ministerului Culturii, se vor ține 43 de concerte în 43 de sate și orașe, inclusiv Bălți, Cahul, Șoldănești și multe altele. Astfel, Mărțișor 2024 va acoperi întreaga Republică Moldova. Împreună, în totalitate cu evenimentele programate la Chișinău, publicul va avea parte de peste 60 de spectacole de diferite genuri muzicale, cu participarea unor colective artistice și interpreți de valoare din Republica Moldova, dar și din România, Italia, Grecia, Franța, Republica Cehă și Germania. Și această diversitate artistică și de evenimente este încă o noutate a acestei ediții. În programul instituțiilor implicate în festival avem concerte de muzică clasică, modernă, de jazz, recitaluri corale și de orgă, spectacole de operă, balet și dans popular. Vor evolua vioriști și pianiști virtuoși, aplaudați de lumea întreagă, dar și nume sonore ale muzicii lirice, ușoare și populare. Festivalul va începe tradițional pe 1 martie la Palatul Național Nicolae Sulac, cu un spectacol de excepție ce va reuni nume sonore ale muzicii naționale. Tot la Palatul Național se va încheia festivalul, sau partea lui tradițională, oficială,
cu un concert dedicat împlinirii a 90 de ani de la nașterea dirijorului Serghei Lunchevici, pe 10 martie. Dar asta nu înseamnă că replicele festivalului nu vor fi auzite, admirate și apreciate în toate colțurile Republicii Moldova pe durata întregii luni martie, iar în unele cazuri chiar cu trecere în luna aprilie. Programe complexe care să răspundă preferințelor diverse ale publicului au fost pregătite de toate instituțiile partenere, cum ar fi Sala cu Orgă, Filarmonica Națională, Palatul Republicii, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Și pentru prima dată în istoria sa, Festivalul Mărțișor va găzdui un spectacol de muzică electronică, Electric Spring, la Arena Chișinău, și cu această ocazie dați-mi voie să-mi exprim recunoștința administrației Arena Chișinău și să-i felicit cu asocierea și intrarea în colectivul mare a organizatorilor Festivalului Mărțișor. Deci, în seara zilei de 1 martie, după deschiderea oficială a festivalului la Palatul Național, Nicolae Sulac, la Arena Chișinău va avea loc un concert nocturn de muzică electronică, Electric Spring. Aș vrea să menționez în context încă un element novator al acestei ediții. Pentru prima dată, festivalul încearcă să ajungă și în comunitățile din diasporă, într-un proiect intitulat Mărțișor în toată lumea. Noi ne dorim ca acest proiect nou, Mărțișor în toată lumea, să înceapă cu pași mici, dar să aibă un drum mare și un impact pe durata anilor viitor. Mărțișor în toată lumea este o idee care va face ca noțiunea de mărțișor și în speță Festivalul Mărțișor să devină renumit în toată lumea, nu doar în sânul diasporei noastre, astfel încât Chișinăul, pe durata festivalului și lunii martie, să devină o destinație prestigioasă pentru oamenii de peste hotare care se întreabă când ar fi cel mai potrivit moment, anotimp, să vină să viziteze Republica Moldova. Noi considerăm că nu doar toamna este un moment atractiv pentru noi ca țară, dar și în luna martie, cu ocazia Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, putem deveni o destinație cunoscută și apreciată în toată lumea. În anul acesta, înțelegând că Festivalul Mărțișor este de fapt un festival de muzică și dans, nici de cum de teatru, dar ca o replică a acestui festival, împreună cu Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Biroul Relațiilor cu Diaspora, organizăm împreună un turneu al Teatrului Național Mihai Eminescu cu spectacolul Steaua fără nume în Europa. Deci spectacolele se vor juca în Portugalia, Germania, Spania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și în Belgia. Îndemn concetățenii noștri din diasporă să facă publicitate acestui eveniment, să-și invite prietenii la spectacolele respective, astfel ca sălile să fie pline și să ne bucurăm împreună de spectacole de teatru. Menționez, în niciun caz, Festivalul Mărțișor nu va deveni și festival de teatru. Noi avem evenimente teatrale importante, tradiționale, cu un istoric, cum ar fi Bienala Teatrului Eugen Ionescu, cum ar fi Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău, pe care le vom dezvolta și le vom continua, le vom susține în continuare. Festivalul Mărțișor este și va rămâne un festival internațional de muzică și dans. Țin să le mulțumesc tuturor artiștilor noștri care sunt implicați în festival,
dar mai ales celor care asigură buna desfășurare a lucrurilor din culise și a celor care au grijă de toate aspectele tehnice și organizatorice. În mod special, le mulțumesc artiștilor care vor duce mărțișor în toată țara, de la Briceni și Ocnița în nord, până la Taraclia și Ștefan Vodă în sud. Este un efort, dar este și o mare satisfacție umană și profesională să știi că poți aduce bucurie oamenilor care nu au posibilitatea să meargă în fiecare zi la un concert. Am trăit aceste emoții în decembrie cu campania Hai Acasă de Crăciun și sunt convins că vom avea săli pline și oameni fericiți și de această dată. Căci Festivalul Mărțișor este pentru noi și despre noi. Este tradiția care ne dă unicitate și modernitatea care ne conectează la circuitul artistic al lumii. Vă îndemn să mergeți la cât mai multe evenimente din acest început de primăvară pentru ca Festivalul Mărțișor să devină cu adevărat al nostru, al tuturor, ca o dovadă a solidarității noastre cu artiștii și a sprijinului pe care îl acordăm culturii noastre, ca o cale perfectă de a deveni mai bun și mai frumos la suflet. Programul detaliat al Festivalului Mărțișor poate fi consultat pe pagina Ministerului Culturii, dar și pe paginile web ale instituțiilor partenere. Vă mulțumesc și vă rog dacă sunt întrebări. Da, vă rog. Nadia Mihuță, jurnalist TVR Moldova. Domnule ministru, să ne spuneți, vă rog, ce buget a fost alocat pentru festivalul din acest an sau este preconizat? Mulțumesc. Da, un moment important, sunt sigur că toți sunt interesați de bugetul alocat de Ministerul Culturii pentru acest festival. Bugetul se ridică la un plafon de 5 milioane de lei. Suntem siguri că vom fi sub acest plafon. Cifra exactă rămâne a fi stabilită pentru că, explic, sunt foarte multe solicitări din teritoriu, de la ateleuri, de la secțiile și direcțiile de cultură pentru replicile mărțișorului în teritoriu. Și aici avem trei variabile pe care trebuie să le combinăm. Este limita bugetară, limita de buget disponibil, sunt forțele artistice care trebuie, evoluția cărora trebuie planificate și sunt de fapt și posibilitățile în casele de cultură respective de unde vin solicitările. De aceea această componentă va reieși de fapt din posibilitățile și graficul de evenimente pe durata întregii luni martie. Deci, dacă e să vorbim de 5 milioane de lei pentru peste 60 de spectacole, vedeți că noi și cifra exactă a spectacolelor încă nu o avem, pentru că avem solicitări mai multe decât sunt posibilitățile și pe această cale vreau să mă adresez autorităților publice locale, cei care ne așteaptă, oamenilor din teritoriu, să-i asigur că chiar dacă nu vom reuși pe durata lunii martie să venim în toate localitățile unde suntem solicitați, rămânem în continuare disponibili și vom continua această tradiție de descentralizare a evenimentelor culturale din Chișinău. Republica Moldova este o țară mică, extrem de importantă pentru noi. Noi o considerăm un mare centru cultural, indiferent de ce localitate am vorbi, și asupra acestui lucru lucrăm în continuare. Ne dorim ca oamenii să aibă posibilitate să vină la un concert la Chișinău, la un eveniment cultural, nu neapărat concert, să poată merge la un eveniment cultural în imediata apropiere, și aici ideea descentralizării care, iată, continuă, dar totuși continuă în sensul unei consolidări. Avem case de cultură cu un potențial enorm, avem case de cultură diferite și regulamentul care a fost aprobat vara trecută dă posibilitate de inițiativă pentru organizatorii din teritoriu, pentru ca ei să invite
și să organizeze aceste spectacole, aceste evenimente. Ministerul Culturii va veni în sprijinul tuturor evenimentelor de calitate organizate din teritoriu. Instrumentele care le avem la dispoziție sunt suficiente pentru a susține evenimentele culturale. Dar inițiativa trebuie să vină din localități, din teritoriu, unde oamenii de cultură știu foarte bine necesitățile, potențialul, așteptările publicului spectator și noi trebuie să creștem împreună întreg teritoriul Republicii Moldova ca un teritoriu cultural plin de evenimente pe care merită să le viziteze nu doar cei de la fața locului, nu doar cei din Chișinău care vor merge la aceste evenimente culturale, dar și turiștii de peste hotare care vor veni să vadă Republica Moldova vor avea unde merge astfel încât să fie impresionați de tradițiile noastre, de folclorul nostru, de talentul, imaginația și ospitalitatea noastră. Nicolae Roibu, Agenția Informațională de Stat Press. Stimat domnul ministru, am vrut să vă întreb referitor la festivalul, deci mărțișor în toată lumea. M-a sunat doamna ambasadoare din Irlanda, Larisa Miculeț, și mi-a spus că biletele se vând foarte bine la Dublin, acolo unde este așteptat Teatrul Național Mihai Eminescu. Am înțeles că este un turneu extraordinar, foarte bun. Dar am vrut să vă întreb, să mai duc și alte formații artistice în diasporă anul acesta? Da, noi la Ministerul Culturii avem un program nou, de anul trecut îl avem de fapt, se numește Diplomația Culturală. Este un instrument extrem de important. Avem un grup de lucru interministerial și departamental. Avem un grup de lucru comun cu Cancelarea de Stat, cu Ministerul de Externe, cu Biroul pentru Relații cu Diaspora și Ministerul Culturii, bineînțeles. Și vom organiza turnee și evenimente culturale în diasporă pentru a da posibilitatea, pe de o parte, să-i bucurăm pe concetățenii noștri, să le oferim ocazia de a trăi momente deosebite și totodată, folosindu-ne de această posibilitate, să îndemnăm să-și aducă prietenii din partea locului, localnicii, în orașele unde trăiesc, pentru ca și cei de acolo să ne cunoască, să ne cunoască artiștii și prin asta imaginea Republicii Moldova. Centrul de promovare și conservare a patrimoniului cultural imaterial a declarat anul acesta, cel puțin pentru ei, nu știu dacă la nivel național în cadrul Ministerului, drept anul Dumitru Blajinu, deci la 90 de ani de la nașterea dirijorului și cunoscutului violonist. Vreau să vă întreb dacă sunt prevăzute anumite concerte, fie în cadrul mărțișorului și în afara mărțișorului, legate de comemorarea lui Blajinu. Comemorarea maestrului Blajinu este un moment important anul acesta și vor fi dedicate evenimente speciale pentru că rolul lui Dumitru Blajinu este unul deosebit. Noi nu vorbim doar de un violonist talentat, de un cunoscător al folclorului, ci de o persoană care a pus bazele adunării folclorului nostru de muzică populară și a pus bazele, de fapt, ansamblului folclor și lucrul ăsta trebuie continuat. Moștenirea lui Blajinu, iată, pe durata anilor a fost digitalizată, a fost studiată, dar nu s-a făcut mai nimic din punctul meu de vedere. Deci, exact, suntem în perioada reorganizării structurilor subordonate Ministerului ce țin de patrimoniu cultural al Republicii Moldova, în speță în reorganizare intră Institutul Patrimoniului Cultural, care va avea sarcina să cerceteze, din punct de vedere științific, fundamental, și să continue, de fapt, ceea ce a început Blajinu. Mulțumesc! Mulțumesc, atunci mărțișor în toată țara. Felicitări, mulțumesc!